Băi, Luciana, da, întrebare. Nu, lăsați-mă. De ce zi eu tu? Vino cu acea zi. Spune tu, că vino cu acea de zi. Dezbatere mereu cu prietenii mei, da, când ascultăm piesa și de ani de zile încercăm să ne dăm seama. Opa. O să, nu, n-o să zic pe toată, dar e partea aia cu Gică Popescu și cu Răzvan Raț, care n-au jucat niciodată împreună. Nu, niciodată, mă, în echipă, nici în Liga Fantastică. Face pe Diva, da, și mă rog, ce, ce ai vrut să, da, zici acolo? Zici așa. Luați-o de înainte cu context. Da, ai, n-am luat context. E plonjat. E dinainte. Zici că ceva pe piept, zici, nu? Ele, adică femeile, Sportivă Babeta, da? Zici că, adică ele sunt Gică Popescu și cu Răzvan Raț. Dar de unde asocierea? Adică era o glumă între noi că asta e atât de urâtă și că e Gică Popescu. O avem și noi pe aia cu ce faci ai zici că ești Dacia Sandero. Da, molos, da, dar vezi o femeie care seamănă cu Gică Popescu, e weird as fuck. Okay. Da, da, are părul la mișto. Da. Și cu Chica. Și face bine pressing. Pe vremea și... când era cu Chica, adevărat. Cu Chica la Barcelona. Deci nu era, despre Gică Popescu și Răzvan Raț, ce nu face ea. Erau despre femeile care seamănă, zici că Gică Popescu și cu Răzvan Raț. Răzvan Raț chiar arată bine.